În jurul orei 8 dimineață, camionul cu cele 10.000 de doze ale vaccinului dezvoltat de BioNTech și Pfizer au ajuns în București. Camionul a intrat ieri în țară prin Vama Nădlac, iar vaccinurile au fost transportate în gheață carbonică la o temperatură de minus 80 de grade Celsius. Este un moment important, îl așteptăm de un an de zile, din momentul în care am aflat de această pandemie, iar apariția vaccinului, livrarea și distribuirea într-un timp record va ajuta la limitarea și la eradicarea pandemiei într-o perioadă cât mai scurtă, sper eu. Săptămânal, România va primi în jur de 140.000 de doze de vaccin. România va avea în jur de 10 milioane, am făcut noi un contact pe 10 milioane de doze de vaccin și așa cum am văzut că au mers lucrurile până acum, sunt sigur că vom avea o derulare a campaniei foarte bine pusă la punct. Vaccinarea în România este gratuită, nu este obligatorie. În această seară, cele 10.000 de doze de vaccin din acest prim lot vor pleca către cele 10 spitale din țară aflate în linia întâi în lupta împotriva virusului SARS-CoV-2. Livrarea și distribuirea se va face pe un lanț de frig obișnuit de plus 2, plus 8 grade, așa încât din momentul în care ajung în centrele de vaccinare se poate demara efectiv activitatea de vaccinare. Vaccinul poate fi stocat pentru o perioadă de 6 luni. Condițiile în care serul trebuie păstrat sunt însă extrem de stricte. Dozele vor fi ținute la o temperatură care nu poate scădea sub minus 60 de grade Celsius. După ce este scos de la această temperatură și ajunge la temperatura de plus 2, plus 8 grade, are o stabilitate de 120 de ore, ceea ce înseamnă circa 5 zile. Durata transportului până la centru de vaccinare nu trebuie să fie mai mare de 12 ore. Compania producătoare a vaccinului a decis ca livrările către România să se facă pe cale terestră. În urma unei analize laborioase, minuțioase, aceasta a fost considerată modalitatea cea mai sigură de asigurare a continuității păstrării temperaturii. Următoarea tranșă de 120.000 de doze va intra luni în țară. Vaccinurile nu vor mai trece pe la Institutul Cantacuzino, ci vor fi distribuite direct către toate centrele de vaccinare din țară. Din 28 decembrie, producătorul distribuie de la început în cele 7 puncte de stocare, în cele 7 centre regionale, deci practic vor ajunge doze de vaccin în Cantacuzino, dar și în cele 6 centre regionale și de acolo ele vor fi distribuite către centrele de vaccinare.